În anul centenarului de la Buzău a pornit ideea proiectului Ora de Istorie, ca urmare a unui sondaj de opinie pentru stabilirea unui clasament al celor mai cunoscute personalități buzoiene. Istorici din țară sau din Republica Moldova s-au întâlnit cu elevi din liceele și școlile buzoiene și le-au vorbit despre istoria românilor din cele două țări. Constatând că orele de istorie sunt din ce în ce mai rare și că buzoienii știu foarte puține lucruri despre meleagurile din care se trag, primarul Constantin Toma și-a propus să ajute la realizarea unui manual de istorie. Acel proiect care îmi place din ce în ce mai mult, sper să-l punem în aplicare, în sensul că anul viitor să avem o carte de istorie a Buzăului și să obținem un curs, chiar dacă opțional, dar în fiecare școală din județul Buzău, să se predea și istoria Buzăului. Pentru că trebuie să crească și încrederea în orașul și în județul nostru și acest lucru se face de la vârstele cele mai fragede. Din păcate, istoria în general nu se mai predă sau se predă la un mod, după părerea mea, inacceptabil. Istoria românilor, de exemplu, a liceu nu se mai predă. E o treabă care nu este deloc în regulă, dar măcar să ne cunoaștem istoria locului în care ne-am născut și am crescut. În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, manualul va fi propus pentru studiu opțional în toate unitățile școlare buzoiene. Din păcate, istoria în general nu se mai predă sau se predă la un mod, după părerea mea, inacceptabil. E o treabă care nu este deloc în regulă, dar măcar să ne cunoaștem istoria locului în care ne-am născut și am crescut. Viitorul manual de istorie a Buzăului va avea menirea de a restabili în memoria colectivă adevăratele valori ale Buzăului, adevăratele personalități pe care elevii să le aibă ca repere în viață.